Gabriel Tor a interpretat câteva melodii impresionante în fața Casei de Cultură, apoi scandările au continuat. Cetățenii au pornit într-un marș cu pancarte pe străzile orașului. Chevron și-a adus deja utilajele în sudul județului. Un an de acum înainte se efectuează prospecțiunile. Specialiștii companiei americane fac cercetări în zona General Scărișoreanu-Plopeni, la o distanță de 22 de kilometri de Costinești.